Echipa de la Poalele Măguria Sălărești a reușit în penultima etapă să producă surpriza, învingând la scor 5-2 liderul seriei Nord, CSM Ioven 3. Dacă la pauză cele două formații au intrat la cabine la egalitate, scor 2-2, în partea a doua a confruntării de la Lerești, gazdele au mai punctat de 3 ori, câștigând o partidă în care erau cotați cu a doua șansă. Atacantul lereștean, Flavius Cataramă, a reușit în confruntarea cu CSM Ioven 3 să puncteze de 4 ori, luând astfel o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului de golgheter al seriei Nord. O altă partidă în care rezultatul final a surprins s-a disputat la Godeni, acolo unde echipa pregătită de Sergiu Coman a clacat și a pierdut 1-3 în fața formației din Dragoslavele. La fel, în aceeași categorie a surprizelor, se încadrează și victoria Cimentului Valea Mare Pravăț 2-1 pe terenul celor din Cetățeni, acolo unde puține echipe se pot lăuda că au obținut punct sau puncte. Rezultatele complete înregistrate în etapa de duminică, cât și clasamentele la zi în campionatul județean de fotbal Liga a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru sunt următoarele. Liga a 5-a Nord, etapa a 14-a. ASE Lerești, CSM Ioven 3, 5-2. ASE Rapid Davidești, ASE Flacăra Boteni, 9-2. ASE Godeni, ASE Dragoslavele, 1-3. ASE Vulturul Vulturești, ASE Școala de fotbal Gicăre Tevoescu, 1-3. ASE Schitu Golești, ASE Petrolul Hârtiești, 3-2. ASE Cetățeni, ASE Cimentul Valea Mare Pravăț, 1-2. ASE Unirea Bughia de Jos, a stat. ASE Partizanul Vlădești, a stat. Liga a 5-a Sud, etapa a 14-a. ASE Slobozia, ASE Progresul Recea, 3-3. ASE Viitorul Ștefan cel Mare, ASE Viitorul Lunca Corbului, 3-2. ASE Popești, ASE Miroș, 0-2. ASE Rătești, CSP Petrom Pitești, 2-1. ASE Steaua Negraș, ASE Unirea Tricolor Șerbănești, 4-1. ASE Speranța Cornățel, ASE Unirea Hârsești, 6-4. ASE Izvoru, ASE Căldăraru, 7-1. ASE Energia Stolnici, a stat. Liga a 5-a Centru, etapa a 16-a. ASE Drăganu, ASE Unirea Călinești, 2-0. ASE Voința Budeasa, ASE Voința Valea Iașului, 10-0. CSE Edilul Pitești, ASE Sporting Stănești Corbi, 2-4. ASE Ciofrângeni, ASE Flacăra Leordeni, 7-3. ASE Oarja 2011, ASE Mușătești, 7-2. ASE Deportivo Mălureni, ASE Șoi Miticveni, 2-2. ACS FC Dănuț Coman, ASE Colibaș, 1-5. ASE Cătească, ASE Stejarii Beleți Negrești, 1-0. CS Domnești, CS Albota 2012-2, 1-3.